Pe scurt, carantină. Era 18 noiembrie anul 2019. M-am trezit, am mers la toaletă, am terminat, am mers în cameră și ca de obicei am început să flexez în pat. Deoarece tot știu, cine face flex e foarte tare. Și din neașteptate în camera a intrat Batman. A, nu, este un liliac sau poate bunicul din familia monștrilor? Nu, pe liliac trebuie urgent dat afară, l-am dat afară. A intrat mama în cameră și a spus să merg la magazin să cumpăr produse. Da bani de produse, tu ai! What? Adică, ce? Trebuie să cheltui banii mei? Chiar dacă banii tot ei îmi dau? Bine, bine. M-am îmbrăcat și am mers la magazin. Atunci nimeni nu știa că acel liliac a fost purtător de virus, care a reușit să infecteze toată lumea. Zilele noastre. Eu stăteam în cameră, ce zi de carantină era, nici nu mi-amintesc. Fiecare zi era la fel. Telefonul meu era stricat și din cauza carantinei nici nu pot să-l repar. Mâncam, dormeam, stăteam la PC care nu mai avea internet deoarece nu mai aveam bani să achit internetul. Dormeam, mâncam, mâncam, dormeam, mă distram doar schimbând cu locul acțiunile. Uneori stăteam în colț și ascultam radio la primul meu telefon. Unicul lucru care mai funcționează, în afară de frigider. Salutare la toți, sunteți la Radio Lumea FM, în toată lumea carantină și... M-am ridicat, ajunge să stau în telefon, am mers la bucătărie. A, da, am uitat, părinții au plecat la țară când au aflat de primele cazuri și m-au lăsat pe mine singur. Știu, părinții au grijă de mine, dar azi trebuie să vină și mi-au spus să vii în apartament curat, dacă nu vreau să fiu dat la casa de copii. M-am uitat dacă e curat în apartament. Da, mi se pare că un pic e murdar. Am început să fac curățenie. După 2 ore, apartamentul strălucea. Nice, acum sunt gata și de părinții mei iubiți. Au venit părinții, nice. Din neașteptate cineva a bătut la ușă. Matane, tu pe cineva aștepți? Nu. Am deschis ușa. Bună, suntem de la Spitalul Republican. Din cauza coronavirusului facem express test pentru toți locuitorii orașului. Trebuie pur și simplu să lingiți vârful acestui bastonaj. Dacă va arata o linie, înseamnă că sunteți sănătoși. Dacă va arata 2 linii, înseamnă că aveți coronavirus. Dar ce se întâmplă aici? Bună, la toți locuitorii facem express test la coronavirus. Vă rog să lingeți acest vârf al bastonașului. Aha. Felicitări, sunteți absolut sănătoși. Aveți doar o linie. Mersi. Deci ce se întâmplă aici? Bună, facem la toți locuitorii orașului express test la coronavirus. Vă rog, lingeți acest vârf. Aha. Felicitări, sunteți absolut sănătos. Aveți doar o linie. Da, eu și așa știam că tot bine. Acum e rândul dumneavoastră. La dumneavoastră sunt 2. Ce? Haideți să mai verificăm un contest. Stați. Luați. Oh, băgăm și iarăși. Ce? Stați, încă o dată mai verificăm. Luați un test. Luați. 2 linii. Nu te apropie! Cum? Veniți mai repede! Aici e unul al coronavirus, mai repede! Vă rog, nu trebuie! Cu voi iarăși Lumea FM. Aceasta a fost povestea unui bolnav de coronavirus. Nu uita, dacă vrei partea a doua, trebuie de adunat 10.000 de like-uri și scrii în comentarii povestea voastră ce faceți în carantină. Pe scurt, carantină. Miau.